În ședința ordinară de astăzi a Consiliului Județean Olt a avut loc o rectificare de buget, însă grosul rectificării pe plus va veni până la ultima întrunire din decembrie a aleșilor. Într-o ședință extraordinară care urmează să fie programată, consilierii județeni vor avea ocazia să aducă liniștea edililor majorității localităților din Olt, restante de aproape o jumătate de an, la plata indemnizațiilor de handicap, dar și în pericol să rămână fără electricitate, telefon și alte utilități. Sunt foarte multe primării care nu reușesc să închidă cu salariile, sunt foarte multe primării care au o restanță de cel puțin 4-5 luni la indemnizațiile pentru persoanele cu handicap, sunt foarte multe primării care nu reușesc să-și achite facturile de curent electric, de întreținere și nu mai vorbim de lucruri omenești care la final de an primăriile în ultimii ani au fost obișnuite să aibă bani să cumpere și ei, la fel cum a și cumpărat și Consiliul Județean cadouri pentru copiii din localitate. Noi ne bazăm pe acești bani și sperăm să mai avem o ședință extraordinară în care să rectificăm bugetul județului și să reușim să dăm aceste sume către primărie. Ultima ședință pe acest an a Consiliului Județean va avea loc cel târziu pe 16 decembrie.